Fostul manager al complexului energetic Oltenia Laurentiu Ciurel susține că adevărata intenție a celor din Ministerul Energiei este de a muta directoratul companiei energetice la București. Tocmai din această cauză, directorilor din complexul energetic Oltenia le-a fost cerută demisia din funcție la ultimul Consiliu de Supraveghere. Ciurel crede că va fi adus o persoană din afara companiei în funcția de manager, iar atunci mutarea va fi mult mai ușor de făcut.